Suntem în luna martie, luna femeilor și a bărbaților care vând flori. Mi-a zis prietena mea că să am mare grijă că femeile sunt precum florile. Pasionale, naturale și dacă ai două ești mort. Dar trei? N-ai tu bani de trei. Și prietena mea chiar nu vorbește degeaba. Pe bune? N-a venit telefonul 10 milioane. Eu cred că atunci când femeile au fost de acord cu termenul de sexul slab, au avut impresia că se referă la silueta lor. Iar atunci când au fost de acord cu termenul de sexul frumos, aveau impresia că noi suntem urâți. Și așa e. Majoritatea bărbaților sunt foarte urâți. Am un prieten atât de urât încât atunci când vrea să ia un taxi, taximetristul îl oprește și îl întreabă în ce direcție merge. Și nu pentru că se retrage sau pentru că e frică că o să fie o cursă prea scurtă, dar nu-și dă seama dacă e cu fața sau cu spatele. Dar fetele sunt frumoase, sunt și obsedate de frumusețe. De asta mereu se aranjează, se parfumează, se rujează. Bărbații mai puțin. Pentru un bărbat, toaleta e un loc în care mergi, nu e un lucru pe care ți-l faci. Și pentru că suntem leneși. Am un prieten atât de leneș că a fost dat afară de la muncă acum 3 ani și nici măcar până în ziua de azi, colegii lui nu și-au dat seama că lipsește. Prietena mea e somnambulă, dar e ok că nu iese din casă când se întâmplă chestia asta, pentru că apuc eu să mă trezesc, că trebuie să plec la muncă și ea nu s-a machiat încă. Femeile simt nevoia constant să li se reconfirme că sunt frumoase, de asta vor atenție, vor complimente, vor să mă dea afară. Pentru că mai toate fostele prietene ale mele de până acum erau ca niște dinozauri, erau cu gura mare, mereu pe fugă și n-am idee de ce au dispărut. Mulți prieteni, multe fete dau papucii prietenilor lor pentru că li se pare că sunt imaturi. Pentru fetele astea am două cuvinte. Gugu Gaga. Și maica mea a divorțat de taică-miu pentru că nu era deloc compatibilă cu zodia lui. El era vărsător. Mai ales atunci când bea foarte mult. Statistic vorbind, cauza numărul 1 a divorțurilor este situația financiară, iar cauza numărul 2 este infidelitatea. Numărul 1, situația financiară și numărul 2, infidelitatea. Ceea ce înseamnă că dacă afli că prietena ta se prostituează, mai rău te deranjează cât primește, nu că te-ai înșelat. Dar am trecut de mult de vremurile alea în care bărbatul trebuia să meargă la muncă și soția să stea la cratiță. Acum avem femei angajate pentru treaba asta. O pițipon că nu ar face niciodată treabă, pentru că are unghiile lungi și sunt false, ca și genele ei, ca și ea cu totul. O pițipon că este un fel de Adibasul femeilor. Prietena mea s-a supărat odată pe mine pentru că i-am zis că să împărțim nota jumii-juma. Și îmi zice că nu, că sunt nesimțit. Că de ce o sun în mijlocul nopții de la restaurant? O prietenă mea de curând a născut și mi-a zis, mă simt precum Dumnezeu. I-am zis, da? Da. Am dormit doar o zi în ultimele 7.